Locuitorii din satele Țivirica și Melișeni din raionul Călăraș au rămas fără gaz metan în urma unui incendiu de vegetație din apropierea unei conducte. Focul a afectat 30 de hectare de vegetație și țeava de gaz. Iar pentru a remedia problemele, au intervenit două echipaje de pompieri și specialiști de la Ungheni Gaz. Cei 410 consumatori din Țivirica și Melișeni au fost reconectați la rețea astăzi, în jurul orei 13. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat către orele 17 și 10 minute. La fața locului au fost îndreptate două echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație, pompierii au stabilit că arde o suprafață extinsă de vegetație uscată. Pompierii au reușit să lichideze incendiul către orele 20 și 20. În urma incendiului au fost afectate 30 hectare de vegetație uscată. În timpul intervenției, pompierii au simțit miros de gaze, respectiv au solicitat serviciile de gaze care nu au spus că există vreun pericol. Circumstanțele cazului urmează a fi stabilite.